sunt Tatiana Anastas și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante subiecte. Un bebeluș de 3 luni a murit după ce a fost aruncat de la balcon de propriul tată în sectorul Buiucane al capitalei. Bărbatul a fost reținut. Конечно, не увидела ребенка в кровати, я спросила мужа. И тут я поняла, что он не был в себе. A fost un val de alerte cu bomba în capitală. Indivizi neidentificați până acum au anunțat că Parlamentul, Guvernul, toate sediile judecătoriei Chișinău și aeroportul ar fi minate. Crește numărul cazurilor de COVID în țară. Săptămâna trecută s-au înregistrat peste 1000 de îmbolnăviri, iar în unele spitale au fost reintroduse restricțiile anti-COVID. Caz șocant în capitală, un bebeluș de 3 luni a murit după ce a fost aruncat de la etajul 4 de propriul tată. Bărbatul a fost reținut și este cercetat pentru omor. Mama copilului, care nu era acasă când s-a întâmplat totul, spune că soțul său nu era agresiv și că a făcut una ca asta pentru că nu se simțea bine, el fiind bolnav de diabet zaharat. Individul ar putea fi condamnat la 20 de ani de închisoare sau la detenție pe viață. Familia locuiește în acest bloc din sectorul Buiucane al capitalei. Bărbatul se afla singur acasă în momentul în care și-a aruncat fiica de la etajul 4 în direcția acestui teren de joacă din curte. Soția bărbatului susține că în momentul tragediei se afla afară cu fiica sa mai mare în vârstă de 3 ani. Când a ajuns acasă, nu și-a mai găsit fetița de 3 luni în pătuc. Поднялись, соседи тут говорили, что ребенок упал из окна. Я, конечно, не поверила, что это может быть наш ребенок. И, ну, я зашла, конечно, не увидела ребенка в кровати. Я спросила мужа. И тут я поняла, что он не был в себе. Potrivit femeii, cei doi erau căsătoriți de 3 ani și au împreună 2 copii, cu care bărbatul periodic rămânea singur acasă. Ea spune că soțul său suferea de diabet zaharat, iar din această cauză uneori se simțea rău. Nu există această problemă. Он всю жизнь на инсулине живет. Но в основном он под контролем. И никогда не агрессию не показывал. Мог там, например, уснуть, скажем, сказать что-то не то, никогда поступить неправильно. У него этого нет, особенно с детьми. И это не первый раз я оставляю его с ребенком. Bărbatul este de origine străină. Reprezentanții Biroului Migrație și Azil spun că acesta a venit în Moldova pentru reîntregirea familiei. Această persoană deține permis ședere valabil pe teritoriul Republicii Moldova. Deci până la sfârșitul anului. Venit recent, nu este foarte mult timp pe teritoriul Republicii Moldova. Anul acesta. Nu, iar nu, acesta am trecut. Potrivit poliției, totul s-a întâmplat aseară la ora 21, când un trecător a găsit bebelușul decedat jos și a alertat poliția. Ulterior, tatăl acestuia a fost reținut pentru 72 de ore și este cercetat pentru omor. Soția bărbatului în vârstă de 28 de ani susține că acesta nu este vinovat. Moșul mai nu vinovat. Он сам был в шоке, когда узнал, что произошло. И я понял, что он не в себе, я хочу, чтобы его простили, я не хочу, чтобы он сидел в тюрьме, его не хочу. Я знаю, это тяжело, мы потеряли ребенка, он сам не верит этого, он не мог так поступить, он очень хороший отец. Potrivit oamenilor legii, bărbatul ar putea fi condamnat la 20 de ani de închisoare sau la detenție pe viață. Val de alerte cu bomba astăzi la Chișinău. Persoane neidentificate până acum au anunțat că Parlamentul, Guvernul, toate sediile judecătoriei Chișinău și Spitalul Republican ar fi minate. Pentru a treia oară în 48 de ore și aeroportul Chișinău a fost evacuat după o alertă falsă. Poliția spune că a primit mesaje prin poșta electronică despre amplasarea obiectelor explozibile în instituții. Accesul în Parlament este acum restricționat. Aici la intrare a fost atașată o panglică, iar acum oamenii legii inspectează instituția. Totodată, toți angajații au fost evacuați din clădire. Afară însă, clădirea a fost inspectată de un câine genist. Erați în interior? Sigur că da. Pe la ce oră s-a întâmplat asta? Nu, nu, n-am fixat. N-ați fixat. Au fost toți evacuați, da? Sigur că da. A sunat alarma?
unde? În Parlament. Nu, este pe canalul intern. Și nu a fost singura instituție vizată de alerta cu bombă. Timp de o oră, activitatea aeroportului a fost dată peste cap. Potrivit polițiștilor de frontieră, la ora 14 și 10 minute, au primit un mesaj de amenințare teroristă. Ulterior, toți angajații și pasagerii au fost evacuați. În ultimile 48 de ore este a treia alertă cu bombă la aeroportul internațional Chișinău. Ulterior, polițiștii au anunțat că alarma a fost falsă. Alerta cu bombă a fost și la Spitalul Clinic Republican. Autoritățile au fost anunțate că secția de internare ar fi minată. La scurt timp, o echipă de geniști a ajuns la fața locului. Această femeie a venit din raionul Râșcani împreună cu soțul ei pentru a-l putea interna în spital. Ne-a pus să mă afară, da, eram înăuntru, a pus să ieșim afară. Mai mult nimic, nu știm nimic, noi nu, numai ce am ajuns aici cu bolnavul, să-l internăm și gata, nu știm ce iată. A fost alertă cu bombă la toate sediile judecătoriei Chișinău, la Curtea de Apel și la Curtea Supremă de Justiție. Oamenii legii au fost anunțați că și Guvernul Republicii Moldova ar fi minat. În toate cazurile, aceștia au primit mesaje prin intermediul poștei electronice despre amplasarea obiectelor explozibile. Valul de alerte cu bombă s-a extins în întreaga țară. Oamenii legii au fost anunțați că și toate centrele multifuncționale din țară ar fi minate. Care este rezultatul verificărilor în toate cazurile nu s-a anunțat deocamdată. Nu se știe nici cine stă în spatele acestor alerte și dacă e vorba de o persoană sau de un grup de oameni. Conform legislației, individul care a făcut apelul ar putea fi amendat sau condamnat la 2 ani de închisoare. Potrivit poliției, pentru fiecare alertă falsă, statul cheltuie cel puțin câte 15.000 de lei în funcție de complexitatea acțiunilor de verificare. Suma ar putea ajunge la 10.000 de lei. Crește numărul cazurilor noi de COVID în Moldova. În ultima săptămână s-au înregistrat peste 1.000 de infectări, cifra fiind de 3 ori mai mare față de luna trecută. Unele spitale din țară au reintrodus restricțiile anti-COVID, astfel medicii și pacienții sunt obligați să poarte mască de protecție în instituție. A crescut și numărul internărilor în rândul copiilor și gravidelor. Spitalul din Ialoveni a reintrodus restricțiile anticovid. Pacienții care intră în instituție sunt obligați să poarte mască, să-și măsoare temperatura și să-și dezinfecteze mâinile. Recunosc că e un pic frustrant, dar îmi imaginez că e inevitabil, adică ar trebui să ne conformăm. Nu pot eu spune pentru și cum, că la noi, în țara noastră, și ei frumoasă, Moldova, alții o poartă, dar alții nu o poartă. Nu, dar să mă găsi beberici? Nihto nu băie ce beberici. La intrarea în spital, un angajat medical verifică dacă toți oamenii poartă mască. Obligatoriu temperatura și prelucrăm mâinile. Cum credeți, dacă dumneavoastră nu ați fi aici, oamenii ar face asta? Nu. Nu sunt pregătiți ca să fac așa, să îndeplinească cerințele. Restricțiile au fost introduse după ce în secția de terapie din cei 43 de pacienți, 21 au fost testați pozitiv la COVID. Cei cu forme ușoare au fost externați pentru tratament la domiciliu, unii au fost transferați în alte secții ale instituției, iar bolnavii care au făcut o formă gravă a virusului au fost internați la Spitalul Ministerului Sănătății din Capitală. Am fost nevoiți să luăm măsuri de a închide secția temporar pentru a face dezinfecția și etuvarea materialului, sare, medere, lingerie, pernele și tot ce este legat de prelucrarea materialului care este pe saloane. Directorul instituției susține că până la internare bolnavii au fost testați la COVID, însă simptomele la unii pacienți au apărut la câteva zile după spitalizare. În ultima perioadă a crescut și numărul copiilor infectați cu coronavirus. La Spitalul Municipal de Boli Contagioase pentru copii în cele două secții reprofilate sunt 60 de pacienți, 40 de copii și 20 de adulți. Printre bolnavi sunt și copii ucraineni. Avem 15 pacienți până în vârsta de la un an, adică copii de vârstă fragedă. Avem un matur formă gravă și avem un copil formă gravă. Copilul este până la vârsta de un an. Gravitatea este condiționată atât de afectare pulmonară, cât și de patologii concomitente pe care le are copiii. Numărul de cazuri noi este în creștere și în rândul gravidelor la maternitate. Numărul 2 din capitală sunt internate 16 femei cu forme ușoare și medii. Din ele avem două cu formă medie înspre gravă, dar sunt stabile, cu pneumonii, cu oxigenodependente. Celelalte sunt în
formă ușoară medie. 80% din femeile care se află la noi cu COVID sunt nevaccinate. Deci importanța vaccinului totuși rămâne a fi. Autoritățile din sănătate anunță că săptămâna trecută în țara noastră au fost înregistrate peste 1000 de cazuri față de 400 cât erau acum două săptămâni. Potrivit medicilor, asta se întâmplă pentru că în sezonul estival moldovenii călătoresc în alte state unde numărul de infectări este în creștere, cum ar fi Franța, Spania, Germania, Italia, Portugalia sau Grecia. Autoritățile de la Paris au recomandat cetățenilor să poarte mască de protecție în transportul public și spațiile închise, iar în Portugalia masca a devenit obligatorie în transportul în comun. În Grecia, cei care nu o poartă pot fi amendați cu 300 de euro. Academicienii din cadrul Academiei de Științe a Moldovei solicită autorităților să anuleze procesul de absorpție a celor 17 instituții de cercetare în cadrul a 4 universități din țară. Aceștia spun că reforma a fost prezentată într-un mod netransparent, fără să fie consultată cu experții naționali și internaționali. Și liderul platformei DA a criticat astăzi inițiativa, spunând că există riscul ca funcția de cercetare să dispară în câțiva ani, lucru negat de autorități. Academia de Științe a Moldovei a publicat o declarație prin care își exprimă regretul și îngrijorarea față de reforma anunțată de Ministerul Educației. Potrivit instituției, proiectul a fost propus cu nerespectarea prevederilor codului cu privire la știință și inovare. Trebuie să fie o transparență, discuții la nivel național, schimb de opinii. Desigur, în condițiile acestea, să vii cu propuneri, că mișcăm institutele de aici, le transferăm acolo, că cine a hotărât, când a hotărât, cum a hotărât, noi nu cunoaștem. Aceste institute vor pierde personalitatea juridică. Și liderul platformei DA a criticat inițiativa Ministerului Educației. Nu este pe deplin clar cum va avea loc procesul de integrare a instituțiilor de cercetare în cadrul universităților. Conform modelului propus, există riscul ca unele universități să nu aibă suficientă capacitate managerială, instituțională, financiară și nici interes să asigure funcționalitatea acestor institute de cercetare, iar funcția de cercetare să dispară în câțiva ani complet. Ninu Plângău a vorbit și despre aspectul financiar al reformei și a spus că banii pe care promite guvernul să-i aloce pentru modernizarea universităților ar fi de fapt un împrumut. Este curios faptul că ministerul nu menționează în documentele prezentate publicului că suma de 700 de milioane de lei este partea unui împrumut de la Banca Mondială de aproximativ 40 de milioane de dolari, care a fost ratificat de către Parlamentul Republicii Moldova prin legea numărul 103 pe 2020. Bani care vor fi rambursați de către toți cetățenii Republicii Moldova. Responsabilii de la guvern au negat acuzațiile aduse de Plângău și au menționat că după reorganizare, centrele de cercetare vor deveni mai performante și mai eficiente. Anterior, mai multe universități din țară au anunțat că nu sunt de acord cu decizia Ministerului Educației de a reorganiza unele instituții superioare. Mai exact, 4 universități din țară vor absorbi alte 5 universități și 17 instituții de cercetare, iar acest lucru ar putea avea loc începând cu noul an de studiu. Ministerul Educației și-a motivat decizia prin faptul că în ultimii ani numărul studenților a scăzut de aproape 2 ori. Un moldovean a demonstrat la CEDO că nu a urcat beat la volan, deși testul alcoolscopic efectuat de polițiștii de la Noaia a arătat că bărbatul s-ar fi aflat sub influența alcoolului. Acum statul trebuie să achite șoferului despăgubiri de peste 4.000 de euro. Cazul a avut loc acum 7 ani. Bărbatul originar din Chișinău a fost oprit într-o dimineață de un echipaj de poliție care i-a cerut să treacă testul alcoolscopic. Rezultatul a arătat că șoferul a consumat alcool. Bărbatul ar fi spus oamenilor legii că nu este de acord și l-a solicitat să meargă la spital pentru analiza biologică, iar polițiștii au refuzat. Ulterior, instanțele de la noi l-au recunoscut pe șofer vinovat, l-au amendat cu 3.000 de lei și l-au lipsit de dreptul de a conduce pe o perioadă de 2 ani. Astfel, reclamantul a ajuns la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, unde și-a făcut dreptate. Am solicitat o reacție de la guvern, dar deocamdată nu am primit un răspuns. Ziua Independenței Statelor Unite a fost umbrită de 2 atacuri armate. În Chicago, un individ a deschis focul asupra mulțimii care participa la paradă. 6 oameni au murit. La câteva ore, un alt atac armat s-a produs în Philadelphia. Cine sunt atacatorii și care sunt primele versiuni ale poliției aflați imediat.
familia NATO se mărește, Finlanda și Suedia au semnat protocoalele de aderare, o decizie istorică pentru cele două țări nordice determinate de invazia Rusiei în Ucraina. Documentele trebuie ratificate de cele 30 de țări membre ale Alianței. Turcia, care și-a dat acordul lansării acestei proceduri, a amenințat că va bloca din nou aderarea Finlandei și Suediei la NATO dacă nu primește ce i s-a promis. This is truly an historic moment for Finland, for Sweden and for NATO and for our shared security. Cele 30 de state membre NATO au semnat protocoalele de aderare pentru Finlanda și Suedia și au trimis solicitările către parlamente pentru aprobare. Secretarul general al NATO a cerut țărilor membre să ratifice rapid documentele și a asigurat între timp cele două țări nordice de sprijinul NATO. Finland and Sweden will make strong and important contributions to our alliance. The membership of both Finland and Sweden will not only contribute to our own security, but to the collective security of the alliance. We are convinced that our membership will strengthen NATO and add to the stability in the Euro-Atlantic area. We will do our part in contributing to NATO's collective defense, shoulder to shoulder with the other allies. Finlanda și Suedia au aplicat pentru aderarea la NATO pe 18 mai. Protocolul semnat astăzi prevede că cele două țări se pot alătura reuniunilor NATO și pot avea acces mai mare la informații, dar nu vor fi protejate de clauza de apărare a alianței, care stipulează că un atac asupra unui aliat este un atac împotriva tuturor, până la ratificare. După lungi negocieri, Turcia și-a dat acordul pentru lansarea acestei proceduri, însă președintele Erdogan a transmis că încă ar putea să blocheze dorința de aderare a celor două țări, dacă nu respectă promisiunea privind extradarea 73 de activiști considerați teroriști de către Ankara. Well, the difficulty was of course that Turkey has this their own definition about the terrorism and terrorist groups, and we couldn't agree on that definition because it's larger definition than the international or EU definition. Ankara cere de mai mulți ani Stockholmului extradarea de militanți curzi și de persoane apropiate de mișcarea fondată de predicătorul Fethullah Gülen, acuzat de autoritățile turce că a alimentat tentativa de lovitură de stat din iulie 2016. După cucerirea Luganskului, o nouă etapă începe în ziua 132 a războiului din Ucraina, și anume bătălia pentru regiunea Donetsk, unde mai multe orașe mari sunt sub controlul Kievului. 6 persoane au fost ucise ca urmare a bombardării intensive la Sloviansk și Kramatorsk. Bombardamente de artilerie au avut loc și în direcția Bahmut, iar Ucraina a atacat azi dimineață gara din orașul Donetsk, aflat sub controlul rușilor. Ucraina a atacat azi dimineață cu lansatoare americane HIMARS gara din orașul Donetsk, iar muniția și armamentul depozitate acolo au fost distruse. Slava Ucrainii, slava nației și Rusiei Federației. Forțele ucrainene au preluat noi linii defensive în Donetsk, unde controlează încă marile orașe, și intenționează să lanseze contraofensive în sudul țării. Guvernatorul regiunii Lugansk a declarat că bătălia pentru Lisichansk a atras trupele rusești care ar fi putut lupta pentru alte fronturi și a dat timp forțelor ucrainene să construiască fortificații în regiunea Donetsk. Однозначно, потому что все ж таки быстро захватить ее россиянам точно не удастся, потому что пока Луганщина держала линию фронта, в Донецкой области укрепляли оборонительные рубежи. Прорвать наши позиции будет нелегко. Ну, много укреплений. Тому пройти їх буде нелегко. Potrivit Moscovei, aproximativ 2000 de soldați ucraineni au fost uciși în luptele pentru Lisichansk. Partea ucraineană susține că retragerea tactică a trupelor a avut loc fără pierderi și că Rusia, la rândul său, ar fi pierdut 7000 de soldați. Forțele ucrainene care s-au retras din Lisichansk țin acum linia frontului dintre Bahmut și Sloviansk și lansează tot mai multe atacuri împotriva infrastructurii militare rusești în interiorul teritoriilor ocupate, folosind foc indirect și lansatoare multiple de rachete HIMARS furnizate de SUA. Orașul Sloviansk a devenit noua linie a frontului în conflictul dintre Ucraina și Rusia. Trupele rusești se află la 70 km distanță. În localitate mai sunt în jur de 23.000 de oameni și a început evacuarea. У вас двое деток. Трое. Алгоритм один и тот же, к сожалению, ничего нового не будет. Мы пройдем тот же самый путь, который прошли и Северодонецк, и Лиман, и сейчас Лисичанск проходит, и другие города. Si
situația pe linia frontului nu a suferit schimbări semnificative, iar trupele rusești continuă să terorizeze zonele de frontieră din regiunea Sumă și Harkov. După ce rușii au capturat Lisiceansk și au preluat controlul asupra regiunii Lugansk, forțele ucrainene vor putea acum să se întoarcă la o linie a frontului mai ușor de apărat, potrivit ultimului raport al serviciilor secrete britanice. Bătălia pentru Lugansk a fost caracterizată de un avans lent și de angajarea masivă a artileriei de către Rusia, distrugând orașe întregi. Luptele din regiunea Donetsk vor continua cel mai probabil în același mod. 6 persoane și-au pierdut viața, iar 25 au fost rănite după ce un autocar plin cu turiști s-a răsturnat pe marginea unui drum din nord-vestul Turciei. Printre răniți sunt și cetățeni ruși. Autocarul se deplasa dinspre orașul Edirne, situat spre Bodrum, un popular oraș-stațiune din sud-vest, când a derapat de pe carosabil. La fața locului au ajuns imediat ambulanțele și pompierii pentru a scoate pasagerii din vehicul. Acesta este al treilea accident mortal în 3 zile în Turcia. Duminică și luni, 2 accidente în vestul și centrul țării au făcut 10 victime. Cele mai multe accidente din Turcia au loc vara, potrivit statisticilor oficiale. Iulie este o lună aglomerată, cu mai multe vehicule pe șosele, oamenii călătorind pentru vacanța de vară. A fost panică la o paradă organizată de Ziua Independenței Statelor Unite într-o suburbie a orașului Chicago. 6 oameni au murit și peste 30 au fost răniți după ce un individ a deschis focul. Suspectul a fost reținut. La câteva ore de la acest atac, un alt incident armat a avut loc în Philadelphia. 2 polițiști au fost împușcați în timp ce mii de oameni participau la un concert și un spectacol de artificii. Sunt imagini filmate în timpul atacului produs în suburbia Highland Park din Chicago. În momentul în care au auzit focuri de armă, oamenii care participau la parada dedicată Zilei Independenței au început să fugă panicați. Într-un alt filmuleț postat pe internet se aud mai multe împușcături. Potrivit autorităților, atacatorul ar fi tras în mulțime de pe acoperișul unui magazin din apropiere. La scurt timp, polițiștii au reținut un suspect. Este vorba de un tânăr de 22 de ani, originar din Highland Park. Deocamdată nu este clar ce l-a motivat să tragă în mulțime. Președintele Joe Biden a condamnat atacul și a declarat că va continua lupta împotriva violenței cu arme de foc. We all heard what happened today, but each day we're reminded there's nothing guaranteed about our democracy. Nothing guaranteed about our way of life. We have to fight for it, defend it, and earn it by voting. La scurt timp, un al doilea atac armat a avut loc de Ziua Națională a Statelor Unite în Philadelphia. 2 polițiști au fost împușcați în timp ce mii de persoane urmăreau un concert. Filmări din apropierea locului incidentului arată oameni fugind și elicoptere care survolează zona. În alte orașe din SUA, manifestațiile de Ziua Independenței au decurs fără incidente. La Washington, mii de oameni s-au adunat la parada festivă. Iar seara, cerul a fost luminat de focuri de artificii. Ziua Independenței este sărbătorită de cetățenii americani în fiecare an la data de 4 iulie, începând cu anul 1776. Celebra casă de modă Dior a adus un omagiu Ucrainei la săptămâna modei de la Paris, ținutele fiind inspirate din costumele tradiționale ucrainene. Decorul a fost realizat de o artistă de la Kiev. Mai multe imagini cu ținutele Dior vedeți în jurnal. În sudul Moldovei, procesul de recoltare este în plină desfășurare. Fermierii și plugarii din raionul Căușeni și-au scos deja combinele în câmp și au început să strângă grâul și orzul de toamnă. Aceștia spun că, din cauza secetei, roada din acest an va constitui în jur de 1 tonă de grâu la hectar, în comparație cu 3,5 tone cât a fost anul trecut. Primele combine puse în funcțiune în acest an sunt cele ale unei întreprinderi din satul Cârnățeni, din Căușeni. Plugarii de acolo susțin că din cauza secetei recolta de cereale a fost compromisă, iar combinele mai că nu au ce aduna. În paie mic, bobul e slăbuț. E greu. Greu de spus ceva, fiindcă n-a fost ploaie practic deloc. În plus, venit practic nimic. La un cerc sunt plin mașina, dar muia...
Are 4-5 ieri cu jengnul plină mașina cu tot. Întreprinderea agricolă din satul Cârnățeni a semănat în acesta în circa 620 de hectare de grâu. Deși s-a investit mult în semințe și în tehnologiile de implementare, majoritatea spicelor sunt goale. Fermierii susțin că peste unele lanuri nu au căzut niciun strop de ploaie în această primăvară. Dacă să luăm să fermăm câteva spice, el e pălit. Cred că ceva 50% din trânsul se poate de ales de sămânță. Plugarii afirmă că în primele zile se străduiesc să recolteze cât mai multă roadă, pentru că astfel pot păstra procentul de gluten din grâu, umiditatea și calitatea acestuia. Italia a declarat stare de urgență în 5 regiuni din nordul țării. Autoritățile au anunțat deblocarea unui fond de peste 36 de milioane de euro pentru a face față secetei care a lovit regiunea. Potrivit responsabililor, aceasta este cea mai gravă secetă din ultimii 70 de ani, iar producția agricolă riscă să scadă cu peste 30%. Italia se confruntă cu un val de căldură neobișnuit însoțit de lipsa precipitațiilor, în special în câmpia agricolă a fluviului Po, lovită de cea mai gravă secetă din ultimii 70 de ani. Fluviul reprezintă cel mai mare rezervor de apă din peninsula, o mare parte a acestuia fiind folosită de agricultori. La crizi în acest paese se difuză un pom. Potrivit Sindicatului Agricol din Italia, seceta din acest an amenință peste 30% din producția agricolă a Italiei. E pesante, ma soprattutto è anche preoccupante per quel che riguarda il futuro. Qualcuno ce l'abbiamo sul produzioni che vanno da meno 20 a meno 50% rispetto alla media. Mai multe orașe au anunțat deja că vor raționaliza consumul de apă. Verona, oraș cu un sfert de milion de locuitori, a interzis udarea gazoanelor, umplerea piscinilor și spălarea mașinilor cu apă potabilă, în timp ce Milano a decis să-și închidă fântânile arteziene. Starea de urgență instituită de autorități a intrat în vigoare ieri și va fi valabilă până pe 31 decembrie. Moldovenii au început să cumpere lemne la greu de teamă că gazul se va scumpi din nou. Oamenii vor să-și facă rezerve pentru iarnă, însă se plâng că nu au de unde să cumpere lemne. Spre exemplu, responsabilii de la Ocolul Silvic din Căușeni spun că stocurile existente s-au epuizat, iar circa 300 de persoane stau la rând pentru a cumpăra lemne. Defrișări se vor face însă abia în toamnă. Acum câteva zile, Maria Nagnibeda din Căușeni și-a cumpărat 10 metri cubi de lemne, dar crede că nu-i vor ajunge pentru toată iarna, așa că vrea să mai cumpere, însă nu are de unde. 3 săptămâni de când ne promit să ne aduc, și aseară, cum ar și chid, mi-a adus. Dar gazul e scump. Oamenii caută lemne de foc pentru iarnă și la agenții economici din oraș, însă nimeni nu le are în vânzare. Nu e nimic cu lemne, am o lemne nu. Și nici îmi trebuie, și eu am nevoie să cumpăr, dar de unde să le iei, că nu sunt. Nici la pădurii și acolo nu sunt la asta, la vestici sau și tot nu sunt. Dar de ce? Există vreo explicație? Păi noi ședem păduri, care poate mai să le mai edificăm. Unii comercianți spun că nu mai au lemne din primăvară. Toți așteaptă, oamenii întreabă, noi informăm că o să fie, dar cât o să coste, încă singur nu știm. Oamenii în fiecare zi întreabă, zilnic, lemne, cărbune, bricheți, adică practic ne stăruim și noi să ducem. Și acum nu-i nimic? Acum practic zero. Șeful Ocolului Silvic din Tighina susține că în această perioadă a crescut considerabil cererea de lemne comparativ cu anii precedenți. Astfel, în rând, sunt deja peste 300 de persoane. Stocurile pregătite după defrișerile din iarnă însă s-au epuizat, iar alți copaci vor fi tăiați în toamnă, așa cum prevede regulamentul. Avem un singur scop, să reușim să executăm lucrările de exploatarea maselor lemnoase, să stocăm maselor lemnoase și să punem la dispoziția populației. Cel mai probabil că volumul cel mai mare va fi livrat în luna septembrie, octombrie, noiembrie, atunci când stocurile vor fi mai mari. Potrivit lui Nicolae Munteanu, în anii precedenți, oamenii cumpărau lemne în perioada august-septembrie, cererea de acum fiind influențată de creșterea tarifelor la gazele naturale. Marile case de modă își prezintă colecțiile în aceste zile la Paris. Capitala Franței găzduiește săptămâna modei Haute Couture. Celebra casă Dior a dedicat colecția de anul acesta Ucrainei, ținutele fiind inspirate din costumele tradiționale ucrainene. În prima zi a săptămânii Haute Couture de la Paris, casa Dior a adus un omagiu Ucrainei. În nuanțe de afane, dar cu o notă de sobrietate, ținutele de or brodate cu motive florale au fost inspirate de costumele tradiționale ucrainene.
Imagini cu broderii tradiționale și picturi florale realizate de artista de la Kiev, Olesya Trofimenko, au împodobit pereții podiumului Dior. Ho invitato a lavorare con me sul setup questa artista ucraina perché sono rimasta colpita anche dalle immagini di come anche sotto la guerra c'è una grande voglia di rinascita, per cui ho pensato che era importante provare a dare anche a un artista che ovviamente ha più difficoltà di creare, dare, entrare in dialogo con lei. Tot ieri, faimoasa casă de modă Ciaparelli, care îl are pe Daniel Rosberg ca designer șef, și-a prezentat colecția. Designerul american a explorat senzualitatea într-un decor întunecat, iar pălăriile imense și cercei uriași au oferit senzația unui tablou renascentist. Haute couture este o veche tradiție pariziană de a produce haine la prețuri excesive pentru cele mai bogate femei din lume. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O seară perfectă cu Anișoara Login. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați la orice ore la numărul de telefon 022213645. Vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă!